că astăzi este neîncăpătoare și mă bucur foarte mult de faptul că îmi văd colegii dascăli și văd foarte mulți elevi care răspund unei invitații. Nu e vorba de un simpozion, este vorba despre un proiect educațional care poartă un titlu semnificativ: Imaginea evreului în cultura europeană, studiu de imagologie etnică. La baza acestui proiect stă o colaborare extraordinară, umană și profesională în egală măsură, dintre doamnele profesoare de istorie, de un profesionalism exemplar, Monica Păpară, Corina Tulia, domnul psiholog Nicolae Sas, care mi-au făcut invitația și am luat-o ca pe o provocare de nerefuzat, să facem împreună un proiect, pentru că octombrie înseamnă ziua Holocaustului în România, mai precis 9 octombrie. Ne-am pus pe treabă, am cooptat și elevi interesați de un asemenea proiect cultural și am ajuns să vorbim despre imaginea comunității evreiești cu o istorie de 4.000 de ani, de la ipostaza poporului ales până la soluția finală. De asemenea, am restrâns sfera cercetării și am ajuns la comunitatea evreiască din orașul nostru. Doamna profesoară Corina Tulia s-a ocupat cu un număr extraordinar de elevi interesați de sinagoga din media și de comunitatea evrească foarte restrânsă din orașul nostru și au creat documente care să ateste mentalitatea pe care etnia aceasta o are.